Ziua bună, dragi români, oriunde v-ați afla. Ne aflăm la un podcast mai special. Eu nu am făcut până acum acest mod online Zoom, dar mă bucură faptul că chiar dacă astăzi sunt în Sălaj, invitatul meu de seamă, domnul Călin Georgescu, este la București și o altă colegă de-a noastră, prietena noastră, Eudochia Negrușel, este din Cașvana, județul Suceava. Deci, iată cum împreună, încetul, ne-am adunat toată țara. Mulțumesc invitațiilor pentru că ați răspuns apelului meu și apelul. Știți de ce? Sunteți niște români dragi sufletului meu, vă iubesc sincer pe amândoi și vreau ca împreună să deslușim ce înseamnă pentru România lege, educație și, în ultimul rând, unitate. Bine ați venit, domnule Călin Georgescu. Bună seara, vă mulțumesc frumos dumneavoastră și sigur doamna Negușel, care de-abia așteptăm să discutăm cu dânsa din zona cea mai prolifică, istorică, pe care a avut-o România în toată perioada medievală. E, la Cașvana, puțină lume știe, tot timpul am comparat Cașvana cu altă comunitate importantă, tot a românismului nostru, este vorba despre Certeze din satul mare. Să știți, dragi telespectatori, când vă duceți la Certeze, să știți că există o copie fidelă la Cașvana. Doamna Negrușel, ce spune despre educația din România? Sunteți de aproape 20 de ani învățământ preșcolar și școlar la orașul Cașvana. Aș vrea să le spun telespectatorilor că eu știu lucrul ăsta, școala cu cei mai mulți copii din județul Suceava se află în orașul Cașvana. Mă înșel? Nu, așa este. Așa este. Este dureros unde a ajuns sistemul de învățământ din România. Au distrus întreg sistemul de învățământ. Este o programă supraîncărcată. Gândiți-vă, la clasa 1, probleme cu 23 operații. Ei nu au învățat încă literele, nu prea au cum să le desușească. Nu le dă nicio șansă acestor copii. E dureros ce se întâmplă. Mai ales la clasa 4, manualele de istorie. Încearcă să ne distrugă patriotismul. Noi ne-am născut patrioți. Patriotismul avem în suflet. Nu au cum să facă asta. Chiar vă rog, domnule Georgescu, să vă uitați pe manualele de istorie de clasa 4. Îi dureros ce se întâmplă. Ăsta a fost și motivul pentru care am ajuns alături de colegii ăștia minunați. Nu m-am gândit niciodată la politică, dar au fost singurii care au fost aproape de suflet de oamenilor. Îi dureros, e foarte dureros ce se întâmplă. Manuale foarte multe greșeli, încărcate. Începem aproape fiecare an școlar fără manuale pentru închise elevii. În fiecare an se întâmplă același lucru. Se schimbă editurile, se face rocada. Probabil cei care sunt la conducere, fiecare are câte o editură. Vă referiți la rocada celor care produc manuale și fac un ban pe spatele statului român. Fiecare an se face rocada. Noi ne trezim la începutul anului școlar fără manuale. A fost an școlar când au venit manualele în mai. Doamna Negrușer, este mai bine că nu aveți manuale școlare. Pentru că astea nu se numesc manuale școlare. Știți că înțeles? Deci este mult mai bine. Și să știți un lucru, istoric vorbind, cel mai mare educator pe care l-a avut România a fost și rămâne domnul Trandafir. Și cel mai mare pedagog a fost și rămâne Smaranda Creangă. Îmbrățișați-o pe Smaranda Creangă și are să vă ducă către lumină. Noi trebuie să fim conștienți de a trimite lumină și a îmbrățișa lumină, care nu este lumina de la flacăra de la lumânare. Și dacă o aveți pe Smaranda Creangă în suflet, vă spun sigur că nu vă trebuiesc manualele școlare, pentru că el nu se poate numi manual școlar. Și sigur s-ar putea spune multe lucruri despre faptul că astăzi educația este menită să submineze și să anuleze libertatea omului. Și nu este cazul să vorbim noi de lucruri pe care le vedem tot timpul, în fiecare zi. Plâng copiii, plâng bunicii. Și ar plânge și pietrele, și probabil că plâng, la ce a ajuns educația și școala, de fapt, că nu este același lucru. Educația nu este egal cu școală, cum să spun.
Școala este școală și educația este educație. Întrebarea care se pune este cine mai educa astăzi copiii? Pentru că nu are cine să educe, din două motive. Noi tot timpul dăm vina pe copii. Nu este adevărat. Nici vorbă. Copiii se nasc niște genii, sunt niște sfinți. Și întrebarea s-ar pune ce se întâmplă cu cei care, în ghilimele spus, se trezesc pe poziția de a transmite informație sau de a educa și mai grav. Eu, din două cuvinte ce a spus dumneavoastră mai devreme, de-aia v-am spus, nu vă trebuiesc, așa zisele manuale, că sunt pseudoman. Aveți nevoie de sufletul dumneavoastră atât, pe care îl aveți din plin. Copiii nu pot vorbițile, sigur că da, vorbițile din suflet și veți comunica. Ceea ce este foarte rar astăzi, să comunici. Nu se poate comunica astăzi, înțeles. Școala astăzi în România, ca să închidem acest subiect, nu este altceva decât o pușcărie în care sufletul este călcat în picioarele copilului și de cele mai multe ori este anihilat prin violență și prin cea mai puternică armă pe care neștiutorii și ignoranții o folosesc, și anume nota. Ori nota nu are nimic de a face cu genialitatea copilului, căreia se și mai spune, tu nu știi că ești mic. Păi ăla știe cel mai bine, domnule. Ăla știe mult mai bine decât un adult, care habar nu are pe ce lume trăiește, cu răni nemăsurate de când a fost copil și care și le exprimă prin violență și prin note proaste la purtare, tipic, sau note date aiurea pentru diferite lucruri pe care el, prin egoul lui nemăsurat, le pretinde, îi le dă copilului. De aceea vă încurajez în cel mai frumos loc ancestral, pot spune, Moldova, unde practic s-a născut, dintre mulți alții, s-a născut cel care, dacă ar fi ținut cont de legea lui, și anume Spiru Haret, astăzi România ar fi fost departe. Japonia modernă se bazează pe legea lui Spiru Haret. Astăzi, când vorbim. Noi nu ne trebuiesc legi peste legi ale educației schimbate și reschimbate. Știți de ce au fost schimbate? Pentru că aveau nevoie să aibă mai mulți bani, ei, să sifoneze banii și să anuleze libertatea copiilor, pe care de altfel nu întreabă nimeni niciodată. Adică exact elementul principal care trebuie întrebat. Dom'le, cum vezi? Cum mai vrea? Cum înțelegi tu educația? Dialogul pe care să ai, comunicarea, dezbaterea, nu mai vorbesc la licee și la universități care nu există. Nu există, dezbatere nu există. Sunt doar cu sens unic. Vine așa zisul profesor care citește dintr-o carte și spune, nu respect ce ți-am spus eu, ai 4. Dacă spui ai idom, ai 10. Și spune, eu de acum zeci de ani se știe asta printre tineri. Profesorii sunt în două feluri, cu capul în carte și cu carte în cap. Ori domnul Trandafir, vedeți, era cu carte în cap și Zmaranda Creangă îi vorbea din suflet. Dacă nu citești amintiri din copilărie și îl recitești și îl citești prin conștiința conștientă, nu înțelegi nimic. Pentru că acolo este cel mai tare manual de educație pe care țara noastră îl are. Ori dumneavoastră mergeți pe locuri sfinte. Și sfințiți acele locuri, spunându-le copiilor, atât. Vă iubesc pe toți. Deopotrivă. Și indiferent ce veți face, pentru mine sunteți niște sfinți. Și o să vedeți ce dialog începe.
Și oricum o faceți că vă simt. Felicitări pentru tot ceea ce faceți. Și mergeți și în această zonă a politicii. Felicitări, domnul Lupu, pentru ce ați găsit, oameni deosebiți, pentru că vă spun un lucru. Cei care zic, domnule, iau pe mulți, domnule, nu fac politică. Este complet greșit. Politică nu înseamnă neapărat să te duci în pseudo-partidele politice existente astăzi pe eșicher, care oricum știe toată lumea ce fac sau de fapt ce nu fac. Contează să înțelegi că politica înseamnă binele cetății, înseamnă binele comunității, înseamnă relația umană care s-a pierdut. Asta înseamnă să faci politică. Și atunci politica participativă sau democrația participativă, care oricum nu se înțelege încă în această țară, este modul în care eu îmi selectez și mi-aduc în prim plan oamenii de suflet ai comunității. Așa încât vă încurajez, vă felicit pentru ceea ce faceți, vă doresc tot binele din lume și sunt convins că din geniile pe care le aveți în mâna dumneavoastră acolo, va ieși cu siguranță un al doilea Spiroharet care să continue opera marelui nostru înaintaș. Vă mulțumesc! Doamne ajută! Doamne ajută! Să știți că copiii ne simt. Pe copii nu-i putem păcăli. Ei ne simt fiecare dat. Așa să faceți. O să vin acolo și o să facem împreună o lecție de geografie. Doamne ajută! Chiar vă aștept cu drag. De istorie la Cașvana, unde practic o să le arătăm copiilor lucru practic, că firele de iarbă sunt împreună în curte și oamenii nu pot fi împreună să stea unul lângă altul. Dar firele de iarbă stau. Și stau și drepte atunci când vine coasă. Stau demne, pentru că știu că vor înflori și mai mult. Puntea sus. Yes, sigur că da. Ascultați ce vă spun. Vremurile noi, vremurile de glorie și de demnitate se apropie. Doamnește. Trăiți-le în suflet și această țară va birui în demnitate și va fi din nou cultura onoarei și a demnității pierdute. Doamne ajută, să știți că va fi. Așa mai ales cu un om ca dumneavoastră la prezenția țării. Să știți că comunitatea din Cajvana vă susține în totalitate. Mulțumesc. Așteptăm să veniți, să vedeți o comunitate de oameni muncitori, gospodari. Sunt convins. Care muncesc pentru binele altor țări. O parte din copiii pe care am învățat se întorc. Și eu păstrez legătura cu deși. E dureros că vin și se întorc bolnavi. La 20 de ani, 20 de ani. Nu e ușoară străinătatea. Și de asta vă rog să muncim, să putem să aducem bunăstare. Așa va fi. Sigur. Suntem deja acolo. Am câștigat. Doamne. Să știți de la mine că lupta astăzi este o luptă sfântă. Numai aici a fost în ultimii 35 de ani, în care sigur că au avut și parte cei care astăzi, v-am auzit apropo, cei care conduc. Nu conduce nimeni. Da. Asta e. Că nu sunt doar deținători de putere. Atât. Nu conduce care nimeni. Se vând pe un leu. Dom'le, că te vinzi pe un leu. Pe care să se ghideze. Cât conducătorii noștri s-ar da viața pentru țara aceasta? Dom'le, că se vând pe un leu, că se vând pe 100 sau pe un milion, tot se vând. Da, asta e. Deci el oricum este degradant din punct de vedere al ființei umane și al românismului. Nu există lege împotriva antiromânismului. Vedeți? Asta e toată ideea. Ni se spune că suntem anti la alte lucruri, cu toate că nu e adevărat. Poporul român nu a dorit răul nimănui. În istorie este faptic acest lucru. Nu că am făcut noi diverse aiureli, crime, nu le-a făcut nimeni. L-au făcut alții, nu noi. Poporul român a făcut așa. Păi doar ne-am apărat. Bineînțeles. Și nu numai că ne-am apărat. Am vrut tot timpul binele tuturor etniilor. Deci asta se știe, numai că istoria se dorește a fi falsificată de pseudoprofesori și de falși politicieni, care nu fac decât să pupe ghiulul la poarta care s-a schimbat.
de la poarta otomană la poarta de la Bruxelles sau Washington. Ori lucrurile astea se apropie de final. Doamne. Și sufletul românesc va reînvia. Doamne ajută! Doamne ajută! Amin! Doamne ajută! Așa e să fie. Un popor binecuvântat, trebuie să ne revenim. Să mergeți cu încredere înainte și să știți un lucru. Așa să le spuneți, să spuneți în comunitate. Eu sunt aici ca să ne unim, să aducem demnitatea istorică acestei țări aici la noi în comunitate. Eu nu am nevoie să mă votați dacă nu simți sufletește. Că eu îmi pun sufletul pe tavă și voi la rândul vostru și uniți vom birui într-un partid istoric, cum este Lege, Educație, Unitate, că e partidul moștenit de la unul din, de fapt, de la cel mai mare strateg și făuritor de țară, Alexandru Ioan Cuza. Corect. Așa încât sunteți în partidul ideal, în locul ideal, în țara ideală, rămâne doar să idealizați drumul acesta sufletesc într-un rai al Sucevei și în comuna dumneavoastră, în mod special. Doamne ajută, nu e ușor, pentru că sunt singura femeie care a avut vreodată curaj să candideze într-un post de administrator local al Cajoanei. Niciodată nicio femeie. Ascultați la final un lucru. E vremea femeilor să vorbească. Doamne ajută, îmi bucur. Țineți minte asta, să spuneți tuturor, nu bărbații, femeia trebuie să vorbească, pentru că ea are darul sfânt al energiei hristice. Pentru că atunci când se naște un copil, de fapt se nasc doi, se naște și mama, se naște și copilul. Orice ce are femeia, nu are nimeni dintre bărbații care se pretind a fi ei mari politicieni. Nu. Este vremea femeilor să vorbească despre cultul demnității și al iubirii supreme față de Iisus Hristos. Așa încât mergeți înainte neabătută. Bine? Doamne ajută! Cu așa susținere. Bravo! Ea e pe mâini buni. Sunt convins. Doamne, mulțumesc frumos! Încă o dată eu vă mulțumesc frumos pentru faptul că ați participat la această ediție a emisiunii În Gura Lupului. Cei trei piloni importanți pentru mine și cum a spus și excelența sa, domnul Călin Giurgescu, așa e. De la Cuza i-a moștenit. El este făuritorul României. Nu unirea mică. De acolo a pornit să existe România. Nu uitați să lege, educație, unitate. Ca să ne săturăm de toți cei care sunt mișei, toți cei care se vând și sunt farisei, să ne săturăm noi românii, să-i spunem gata, ne ajunge până aici, haideți să ne luăm dreptatea și țara înapoi. Noi ne trebuie o Românie curată, cu oameni curați, ca dumneavoastră, dragii mei prieteni. Mulțumesc mult tuturora, mulțumesc telespectatorilor pentru faptul că ne-au ascultat. Doamne ajută! Doamne ajută! Doamne ajută! Sănătate multă! Cu mult drag! Numai bine!